Au fost momente tensionate ieri în centrul orașului Oradea. De pe acoperișul unei clădiri, 10 de minute, un tânăr a amenințat că se aruncă în gol. Nu a acceptat nici măcar prezența unei mașini de intervenție la înălțime în apropiere. Chemată de urgență, sora individului a reușit în cele din urmă să-l convingă să se dea jos. De pe acoperișul palatului din centrul orașului Oradea, un tânăr amenința că își pune capăt zilelor. Până ieri, înainte de prânz, nimic nu părea să prevestească un gest extrem. Azi dimineață l-am văzut și cu soră sau nu știu, săracul. Are probleme? Știți că are probleme sau? Nu știu. Îl cunoașteți bine? Da, aici suntem vecini. Pentru salvarea tânărului au fost mobilizate echipaje SMURT cu medic, polițiști și jandarmi. A fost adusă inclusiv o mașină de intervenție la înălțime și toată lumea a încercat să comunice cu bărbatul de 27 de ani, dar a fost în zadar. La solicitarea persoanei care amenința a se arunca de pe o clădire, echipajul cu auto specială de lucru la înălțime a fost retras. Și a mai făcut astfel de gesturi? Nu mai făcut. La un moment dat, bărbatul i-a vorbit totuși unui polițist. Nu tocmai coerent, a povestit ceva legat de o familie care încearcă să intervină într-a lui. O vecină le-a dat însă informații importante polițiștilor. Tânărul locuiește cu surorile lui, iar recent a suferit o intervenție chirurgicală. Femeia a fost și cea care i-a chemat rudele acolo. Du-te repede, caută pe Betty, pe cineva acasă, că Ricci s-a urcat sus la vulturul negru. Caută pe soră sa. Sora tânărului a urcat prin palat spre acoperiș ca să discute cu el, alături de un polițist și de negociatori. L-a convins în cele din urmă să coboare. Jos, o auto specială SMURT l-a preluat și l-a transportat la spital. Tânărul nu părea să fie rănit. Va fi însă supus mai multor controle, cel mai probabil și unul psihiatric.